Liovul, care nu a fost vizat de atacuri intense până acum, a devenit țintă. Cel puțin două rachete au lovit depozite de carburanți și muniție. S-au auzit explozii, a izbucnit un incendiu. I missili russi hanno colpito un deposito di carburante a meno di 3 km dal centro della città. Qui accanto, dall'altro lato di questa collina, c'è la torre della televisione pubblica. Si temeva fosse quello l'obiettivo, invece è ancora in piedi. Infrastructura e grav avariată, dar clădirile din jur nu au avut de suferit. Localnicilor nu le vine să creadă ce se întâmplă în orașul lor, relativ cruțat de la începutul invaziei ruse. I live in the most peaceful city of Ukraine. We had some plans for life, to travel, to buy some flat, to have a child, and I don't know when my life might be normal again. Захищаємо, ну ви самі бачите, яка ситуація. Всі збігаємо в підвал, сидимо, чекаємо, коли буде відбій. Situația e jetea zveceană. În fața atacurilor rusești stă o rezistență ucraineană puternică și hotărâtă. Pe linia frontului se află sate unde trupele ucrainene și-au pozițiile defensive. How far are the Russians from here? 1 kilometer from here. Russian warriors 1 kilometer from here. А вони в ответ дали образку, обратную. Luptătorii sunt însuflețiți de mesajele pe care președintele Zelenski le adresează ucrainenilor în fiecare zi, dar și occidentalilor, cărora le cere cu insistență din nou ajutor militar. 1% від усіх літаків НАТО і 1% усіх танків НАТО. 1%. Ми не просили більше і не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Тож, хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Între timp, evaluările americanilor confirmă intenția Rusiei de a începe de acum să-și concentreze trupele în estul Ucrainei. Forțele militare ruse devin tot mai agresive în Donbas, o regiune deja distrusă.